trebuie să ne uităm foarte bine și ce plătim pentru acei bani, pentru că nu contează întotdeauna doar zona sau doar faianța folosită în bucătărie. Totuși suntem o piață tânără care învață, facem acum primii pași, am avut și noi o criză atunci în perioada aceea mm -hmm. 2009-2010 mm -hmm. și am văzut cât de mult putem pierde și implicit acum suflăm și în iaurt. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la normele de siguranță. Uh -huh. Pentru că atunci când plătești puțin sau poate prea puțin, poate cineva a făcut concesii. Pot să remarc faptul că s-au dezvoltat proiecte imobiliare de o calitate tot mai bună sunt zone care s-au deschis și care s-au spălat, zone care anterior erau ocolite de investitori, fiecare să-și facă treaba lui, pentru că dacă un dezvoltator investește într-un drum de 3 km, înseamnă că clienții acelui dezvoltator vor suporta costul celor 3 km, iar atât dezvoltatorul cât și locuitorii din acel proiect, îi plătesc taxe și impozite. Bună ziua! Continuăm seria de podcasturi Imobiliarium. De data aceasta avem invitat o persoană foarte importantă în partea de real estate și de jurnalism în real estate. Este vorba de Bogdan Alecu, editor ZF. Bună ziua, Bogdan! Salut! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. O să încercăm să folosim experiența ta în sens pozitiv. Uh, pentru a înțelege mai bine piața de real estate din România din ultimii ani și probabil cum va crește ea, sper să nu scadă, uh, în următorii ani. Uh, încep printr-o primă întrebare uh, la emisiunea ZF Investiții în România. Ai cunoscut o groază de oameni din real estate. Uh, cumva vorbeam și înainte S-a profesionalizat destul de mult industria, și totuși avem niște investitori serioși în România în acești ani, față de anii trecuți. Cum vezi piața, viitoară, piața imobiliară pe viitor? Piața imobiliară va evolua fără, fără niciun dubiu în acest sens, cu sau fără mici sincope, vom vedea. O... Profesionalizarea, așa cum ai spus și tu, atât pe domeniul rezidențial, cât și pe office comercial, mă refer aici la retail în special, cât și pe celelalte sectoare. Când vine vorba de rezidențial, nevoia de locuințe este în continuare una ridicată, în București cel puțin, cât și în centrele regionale. Spre exemplu, dacă ne uităm la orașe precum Varșovia, cu care da. de obicei ne comparăm, vom vedea că acolo anual se livrează în medie cam de două ori mai multe locuințe decât în București. Astfel încât, dacă noi cu ei ne comparăm atât la putere de cumpărare cât și la volum de piață. Vedem că există în continuare un potențial foarte mare pentru, pentru București. Pe de altă parte, tot dacă ne uităm la Varșovia vom vedea că acolo densitatea este la jumătate. Orașul uh -huh. ocupă o suprafață dublă față de uh, București, deci trebuie să vedem cumva. Uh, o adaptare a capitalei României în acest sens, pentru uh -huh. că uh, nu știu cât mai putem miza pe densitate de acum înainte. Uh -huh. Și da. dacă nu mai putem miza pe densitate, atunci poate trebuie să discutăm despre o reorganizare a capitalei, a felul în care uh, vedem în acest moment zona metropolitană. Uh -huh. Uh -huh. Deci dacă vorbim despre o extindere a capitalei, poate trebuie reorganizată întreaga zonă, mai ales că avem nevoie de o Uh, consistență Pentru uh -huh. că nu poți să aplici uh, Reguli pe Anumite reguli pe partea dreaptă a drumului Și cu totul alte reguli Pe partea stângă a drumului uh -huh. S-ar putea să nu mai avem ce discuta în București Pentru că în central Nu mai sunt terenuri și dezvoltări mari uh, Rezidențiale nu se mai pot face Deci probabil că vom sări Până în autostrada A0 Și atunci Bucureștiul se va extinde până la A0 Vedem A0 că a prins conturi Foarte repede Sperăm că vânzarea la Bechtel a companiei, am înțeles că sunt discuții între Bechtel și Umbrărescu pentru a cumpăra uh, 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 firma. OMB? Da, 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 da. Nu știu de astfel de discuții, însă... Uh, Construirea A0, Evizibilă. cu siguranță, va, va elibera Bucureștiul și miza nu este neapărat doar A0, ci construirea celor drumuri radiale, pentru că degeaba construiești un drum dacă nu poți să ajungi la el. Uh -huh. Uh -huh. Deci, abia când vom avea și acele drumuri radiale construite până în A0, atunci vom discuta de un trafic mai lejer în capitală. Uh -huh. Este clar că ultimii, do ultimii 20 de ani ne-au învățat că autoritățile nu fac față la o astfel de dezvoltare, deci ar trebui dezvoltatorii să vină în întâmpinarea autorităților și să facă drumurile respective, poate nu drumurile principale, cu siguranță drumurile secundare. Există uh, ansamblu, un ansamblu în Pantelimon care am înțeles că a făcut 3 km de drum și a uh, donat primăriei. Uh, probabil că astfel de exemple va trebui să mai avem, pentru că altfel primăria ne-a demonstrat că nu ajunge unde trebuie cu infrastructura Cred că cel mai bine ar trebui ca fiecare să-și facă treaba lui pentru că dacă un dezvoltator investește într-un drum de 3 km înseamnă că clienții acelui dezvoltator vor suporta costul celor 3 km. Iar atât dezvoltatorul cât și locuitorii din acel proiect îi plătesc taxe și impozite. Dacă îi plătesc taxe și impozite, ei trebuie să plătească pentru servicii care trebuie să le primească. Ar trebui cumva să renunțăm la a ne descurca. Atât dezvoltatorii cât și primăria. Primăria nu mai trebuie să scape, să se descurce, că construiește un dezvoltator. Pentru că treaba dezvoltatorului este să construiască un proiect, treaba primăriei este să construiască drumul și să le întrețină. Pentru că am văzut în trecut situații în care un dezvoltator a construit drumul, după care a vândut cotă indiviză către clienții lui, după care acei locuitori din acel proiect cereau primăriei să dezăpezească. Iar primăria nu putea să dezăpezească drumul pentru că nu îi aparținea. Este, era un bun privat. Perfect. Deci, dacă este un drum privat, atunci privatul trebuie să se descurce. Nu no. poate cere primăriei mai departe. Iar acei locuitori achiziționat acel apartament cu credite la bancă. Mm -hmm. Și cumva banca era proprietarul drumului. Și clienții, proprietarii, cereau primării să-l dezăpezească. Așa este. Da. Deci ajungeam deja într-un nivel mult prea dificil, era prea complicat să dezăpezești un drum. Așa este. Da. De aceea, în fiecare etapă, fiecare trebuie să-și facă treaba lui conform legii. De acord, dar având în vedere contextul politic în care ne aflăm, blocajul din București, mai exact, pe autorizații. Toți dezvoltatorii se plâng că în ultimii doi ani nu li s-a iebrat de construcție. Pe de altă parte, chiar dimineața am fost la o conferință, am discutat despre autorizații, iar concluzia consultanților a fost că, într-un fel, această situație a ajutat piața. Pentru că, dacă s-ar fi livrat mai așa, multe apartamente, așa. mai multe clădiri de birouri, acestea ar fi stat goale sau ar fi fost închiriate la un preț sub piață, poate în pierdere. Deci, într-adevăr, contextul este unul dificil a ajutat, dar fără să-și dorească acest lucru uh -huh. iar când vine vorba de, de livrări trebuie că poate a venit timpul să ne uităm și la calitatea vieții în București pentru uh -huh. că atunci când actualul primar a ieșit, el a fost votat de cetățeni care și-au dorit acest lucru. Deci nu trebuie să ignorăm nici voința populației uh -huh nici calitatea vieții, dar nici uh, uh, impactul asupra economiei. Pentru că atunci când oprești un proiect, tu de fapt oprești în sări bugetare, afectezi PIB-ul orașului, PIB-ul țării. De aceea trebuie realizat, un, trebuie realizat, un, echilibru între toți acești factori. Pentru că nu poți să zici nici că construiești uh, clădiri la un metru distanță, acum exagerez. Sunt în mama aia. Exact. Da. În Mamaia sunt multe Acolo multe sunt zone mai vizibile, din punctul meu de vedere. Sunt venere. multe zone. Uh -huh. Pentru că la început te bucuri, după care realizezi ce prostie ai făcut. Uh -huh. Atunci uh -huh. când ai cumpărat o locuință într-un proiect care nu asigură o calitate bună a vieții. Uh -huh. Uh -huh. Um, există, zic eu, un exemplu pozitiv în sectorul 6, unde primarul Ciucu, acum nu știu, șase luni, un an, a chemat dezvoltatorii din sector. Și au avut o discuție de un plan general de dezvoltare a sectorului. Ba chiar mai mult, au lansat și parcul Liniei, care este cel mai nou parc din București, care, culmea, servește foarte bine către un ansamblu rezidențial din zonă. Uitându-mă acolo, cred că prețurile au crescut instant după, după deschiderea acestui parc. Deci, cumva, oamenii care și-au cumpărat acolo nu visau că o să aibă parc într-un teren viran care părea că e al nimănui, era al armatei sau nu mai știu povestea cum, cum a fost acolo și l-a preluat primăria. Dar ar trebui să avem mai multe astfel de exemple și anume primăria să cheme la masă mari dezvoltatori dintr-un sector, dintr-un oraș, dintr-o zonă și să le spună. Îmi don fix țin minte discuția și de grădinițe în care primarul Ciucul le-a spus dacă facem un parteneriat public-privat în care putem construi grădinițe în cadrul ansamblurilor sau pe un teren privat, donat la stat, donat la primărie și așa mai departe. Când o să vedem astfel de exemple, că deja e unul și eu tot aștept și îmbătrânesc, nu o să mai ajung să văd <laughs> aceste exemple pozitive între autorități și privat. Numărul lor a crescut, într-adevăr. Nu este atât de mare pe cât ne-am dori, dar dacă, spre exemplu, acum 15 ani discutam doar de Bolojan la Oradea, exact. Acum deja discutăm de ciucul la sectorul 6, poate de Băluță la sectorul 4. Depin, acestea, tot ce ține de politică este extrem de subiectiv în momentul de față. Dar exemple pozitive de proiecte pot apărea sau apar deja în tot mai multe zone ale țării. Deja nu mai sunt doar acel primar face ceva sau doar acel primar discută, și pe măsură ce opinia publică vede astfel de exemple, cu siguranță vor, vor continua. Este clar că partea de media și jurnalism ajută în orice industrie prin, prin ceea ce scriu jurnaliștii. De obicei, investitori, dezvoltatorii nu au curajul ăsta să se ducă sau renunță foarte repede în a se duce către autorități și în a, a crea o discuție în sensul uh, pozitiv de a crea parcuri, de a face grădinițe. Uh, deci dacă mai așteptăm în ritmul ăsta, s-ar putea să mai avem încă 10-20 de ani de nedezvoltare, uh, de transport, de facilități, beneficii și așa mai departe. Uh, cum vezi tu ca jurnalist rolul vostru în toată situația asta? Rolul nostru este de a oferi o imagine cât mai clară asupra situației de față. Dacă se construiește un proiect, unde se construiește, ce venituri aduce la stat până la urmă, pentru că bugetul este unul foarte important, uh -huh. și mai departe, care este impactul pozitiv și impactul negativ asupra zonei respective. Pentru că poți aglomera o zonă, crește densitatea dincolo de posibilități, pentru că tu dacă acolo ai un drum cu o bandă pe sens, deja nu mai poți discuta de bandă dedicată transportului în comun, spre exemplu. Uh -huh, uh -huh. Deci, poate terenul a fost mai ieftin, dar transportul în comun nu poate fi unul prea eficient și implicit, opinia publică cititorii trebuie să uh, cunoască acest lucru. Iar mai departe, și noi sperăm că atât investitorii cât și uh, municipalitatea vor ține cont de aceste aspecte. Vor vedea, acolo s-a procedat corect, s-a procedat bine, avem un impact pozitiv, dincolo avem un impact negativ. Deci trebuie la următorul proiect, să sperăm, să luăm măsuri mai bune. Uh -huh. um, în Ilfov avem uh, asambluri, pentru că terenul este permisiv în fau și e normal că acolo se poate. un ansamblu cu case sau și apartamente care își construiesc parcuri singure. Va ajunge, cum ai zis și tu mai devreme, ca oamenii care plătesc apartamentul sau casa în acel ansamblu să plătească și acel parc. De la întreținere, iarbă și așa mai departe. Vezi un trend în sensul ăsta sau crezi că nu își vor asuma Practic, de cât mari poate să-și asume astfel de costuri? Sunt două costuri aici. O dată să construiești acel spațiu verde Correct. și al doilea, foarte important, să-l întreții. Pentru că sunt mulți care prezintă aceste spații verzi foarte frumoase, bine aranjate la început, după care le, dau către, le predau către asociațiile de proprietari, iar nu toți locatorii, locatarii mai sunt dispuși să plătească pentru mentenanță, pentru că apa nu este gratuită, curentul electric a devenit, am văzut anul trecut, foarte scump și trebuie să Cineva trebuie să plătească pentru acele spații verzi. Nu trebuie să ignorăm nici faptul că spațiile verzi pot crește calitatea vieții, dar o pot și afecta. Pentru că tu, dacă nu îl întreții, nu îl stropești regulat, poți avea țânțari, spre exemplu. Și atunci tu creezi un disconfort. Astfel încât, într-adevăr, trebuie să știi către cine te îndrepți mai departe și cine este responsabil. Pentru că ceva aparent foarte bun poate ajunge în final să afecteze mai mult calitatea vieții. De aceea trebuie știut fiecare ce are de făcut. Ce are de făcut primăria, cred că știm cu toții foarte bine cum am zis, din păcate, ultimii doi ani ne-au demonstrat fix contrariu. Poate trebuie să mai așteptăm încă 4-5 ani ca să reușim să ajungem acolo unde ne dorim cu toții. Cred că cu toții ne-am dorit o schimbare, pe care eu, sincer, acum 10 ani, dacă m-ai fi întrebat dacă Bucureștiul va ajunge ca zonă metropolitană și mai mult de atât, aș fi pariat pe chestia asta crezi că în acești 10 ani trecuți, do hai să luăm 2010-2020, s-a dezvoltat Bucureștiul adevăratul lui potențial? Având în vedere dezvoltările pe care le-am văzut în ultimii 10-12 ani, într-adevăr s-a dezvoltat s-a dezvoltat. Pot spune încă nu cred că îmi pot da cu dacă s-a dezvoltat în potențialul lui sau peste, dar pot să remarc faptul că s-au dezvoltat proiecte imobiliare de o calitate tot mai bună. Sunt zone care s-au deschis și care s-au spălat, zone care anterior erau ocolite de investitori, Chiar m-am uitat pe Google Maps să văd cum arăta o zonă în 2009 și cum arată acum. Cum arăta Barbu Văcărescu, în 2009 și cum arată acum, cum arăta chiar Teodor Paladi, zona Teodor Paladi, chiar zona Dimitrie Pompeiu. Deși aici sunt necesare investiții în infrastructură, investițiile publice sunt foarte necesare aici, s-a dezvoltat frumos. Dacă ne uităm la zona Orhidea este un alt exemplu foarte bun. Cum s-a putut schimba o zonă care în 2006 era una Plină de praf. Industrială? Zona industrială, uh -huh. cu un pod în construcție, iar acum arată într-adevăr una modernă. Dacă ne uităm la pasajul Pipera, unde deja se filmează reclame și vedem un, un adevărat polo-office uh -huh. în, uh -huh. în, în acele reclame. Ne putem mândri uh -huh. cu o astfel de zonă. Uh -huh. Ai zis și tu, uh, exemplu, Varsoviei. Dacă ne uităm totuși la exemple din Occident, o să ne dăm seama că ne-am dezvoltat cam greu. Trebuie să vedem și de unde am plecat. <laughs> Pentru că ei au avut o bază, ei n-au avut comunism, ei n-au avut un comunism dur, cum a avut România, n-a avut învățământul la fel de la afectat, cum l-a avut România. Și implicit n-au avut acea perioadă a anilor 90 o perioadă de capitalism sălbatic? Corect. Deci, într-adevăr, ei, poate polonezii, ungurii s-au mișcat mai bine, dar reformele au fost implementate la ei încă din anii 80? Așa este. Pe când în România nu vedeai picior de reformă în anii 80, ci vedeai un comunism de tip nord corean. Atunci când ai o bază de pornire atât de jos, greu te mai poți compara cu ceilalți. Și atunci, în câți ani vom vedea marile ansambluri, în Spania știu că am văzut unul, cum ar fi Cosmopolis? Câte replice al Cosmopolis, în cât timp vom vedea replice al Cosmopolis? La un nivel mai mare, mai bun mai, și așa mai departe. Pentru că e clar că în, în Spania sau în Ungaria, în Polonia, când intri într-un astfel de complex... Îți schimbi cum intri și în zona asta unde suntem acum, Dimitri Pompei, de nu mai recunoști zona și ți se pare un Canary Wharf în România, din Londra. Exact, exact. în cât timp vom vedea mai rapid lucrurile astea? În câți ani? În câți zeci de ani, din câte înțeleg? Dificil de spus din nou, <laughs> pentru că ai spus de Spania. Madridul are un plan de dezvoltare pe 20 de ani. Deci când vom avea și în București un plan de dezvoltare, un plan coerent de dezvoltare... Avem, pentru... Asta e că nu -avem. avem. Când vom avea, de aceea spun când vom avea, atunci vom putea spune, da, vom avea proiecte ample în X ani. Pentru că uh, investitorii investesc sume foarte mari de bani, uh, ei cer finanțare pentru acei bani și, implicit, trebuie să aibă un plan coerent bazat pe o strategie clară. Când n-ai o strategie, când n-ai o legislație, când n-ai un orizont de timp suficient de clar, e greu de spus. Am vorb... Exemplul este unul foarte bun legat de metrou. Cel din drumul tabere a fost promis în 3 ani, s-a realizat în 13. În 2017, dacă nu mă înțeleg, a început discuția despre Romexpo, zona Romexpo, se construiește metroul, tot discutăm de începerea lucrărilor, n-au început încă, nu știm cât vor dura, nu știm când vor fi gata, știm doar că ruta este una cel puțin discutabilă, Uh, Primele două stații parcă sunt fixe. Nu cred că se mai discută de. Uh, nu, dar ca să ajungi în centru de la aeroport tot trebuie să schimbi de câte ori. Două ori, da. De două ori și atunci, comparând cu orice altă capitală europeană legată cu metrou de aeroport, nu e bine. Ceva uh -huh. nu e bine. Nu e bine, pentru că cu trenul ajungi în centru direct. Corect, corect, corect. Uh, în 2020. Citind și urmărind declarațiile, aș fi zis că în 2 ani de zile o să avem o stație de metrou la Romex spate. Suntem în 2023, nu avem <laughs> și nici nu putem da un, un orizont de timp, din ce-mi dau seama. Orizont de timp am putea da, dar ca să fim siguri de el, trebuie să vedem cum vor fi realizate lucrările. Pentru că, repet, drumul taberei este un exemplu uh -huh. bun. Vedem cum au apărut probleme neașteptate, acea surpare la eroilor, spre exemplu, care am citit foarte mult. Nici aici discutăm de asemenea de lucrări ample, nu știm cum Ce vor este. evolua ele. Dar măsura mea, Bogdan, nu știu dacă ai și tu aceeași măsură. Când văd un subiect că este discutat intens în presă sau și de politicieni, înseamnă că se ocupă cineva. De metrou n-am mai auzit niciun ministru al transporturilor să vorbească în ultimii doi ani. Foarte puțin. S-a mai, mai discutat. Foarte mai... puțin, adică... Vom vedea mai departe. Deci cumva nu... Din punctul meu de vedere, eu nu-i dau șanse. Nu știu dacă tu îi dai șanse să se întâmple în următorii trei ani măcar să se ajungă la un plan final și să se înceapă o execuție. Nu avem un istoric care să ne ofere această perspectivă mm -hmm. în acest moment, ca să știm exact da sau nu. mhm. Mm mai ales că nu este construit cu fonduri europene. Întotdeauna când ne uităm la un proiect, trebuie să vedem de unde vin banii. Finanțarea. Și dacă avem o finanțare sigură din fonduri europene 100%, atunci știm că acel proiect se poate realiza cât mai bine. Pentru că orice autostradă realizată cu fonduri europene s-a construit repede și bine. Uh -huh. Uh -huh. Deci avem aici un istoric. Vedem, spre exemplu, ce se întâmplă pe autostrada Moldovei. Cât de bine s-au mobilizat constructorii. Și implicit putem trage o concluzie că ce este construit pe fonduri europene este construit mai limpede și mai coerent. Uh -huh. Și cu șanse mai mari de reușită, din ce îmi dau seama. Și cu șanse mai mari de reușită, pentru că altfel se pierd banii. Uh -huh. Sau nu se mai alocă de la buget. Că am observat și cazuri de genul ăsta, când erau alocate, cum e podul de la Brăila. Uh... Și acolo au fost fonduri europene. A fost un constructor japonez. Deja lucrurile devin serioase atunci când discutăm de fonduri europene și japonezi. Chiar dacă sunt și italieni acolo, care nu au chiar cel mai bun istoric în România. Uh -huh. Având în vedere istoricul prețurilor 2010-2020, 2010-2023 să zicem, cum vezi prețurile? Clienții și ascultătorii noștri așteaptă tot timpul o scădere de prețuri. Crezi că vor scădea prețurile în următorii 5-10 ani? Ca să discutăm de prețurile apartamentelor, trebuie să ne uităm la material de construcții, terenuri, da. cât și predictibilitatea. Uh -huh. Cum spuneai la începutul discuției, dezvoltatorul să construiască drumul. Acel drum intră în costuri. Uh -huh. Dacă este nevoie să construiască, atunci prețul drumului va intra în prețul apartamentului, prețul utilităților. Uh, am văzut și oferte în piață. Deci, am văzut chiar recent oferte de discount în anumite proiecte, dar oferte punctuale. Este uh -huh. greu de generalizat, pentru că, uh, cel puțin în București, nu putem vorbi despre neapărat o piață unitară. Ceva uh -huh. se întâmplă în nord, altceva se întâmplă în sud. Uh -huh. Per total, ca să vorbim despre o scădere sau o creștere generalizată, trebuie să ne uităm la evoluția prețul materialului de construcții și uh, prețurile terenurilor. Uh, și mai este o componentă, uh, predictibilitatea. Cu cât un teren este cumpărat mai din timp, și iar proiectul este amânat succesiv, acei bani uh, au un cost. Pentru că banii nu stau în bancă să producă dobândă, stau într-un teren care nu produce nimic. Uh -huh. Eventual mai produce și cheltuieli legate de întreținere și pază. Iar acel teren, prețul acelui teren, costurile lui vor fi adăugate proiectului. Uh -huh. Cu cât există un mediu mai predictibil, cumpără cineva un teren, știe că într-un an primește autorizarea, după care se apucă de construit, deja acolo vorbim de o eficiență mai mare. Cu cât un proiect este mai eficient, cu atât are un preț mai competitiv. Și totuși am văzut împreună. Scăderea prețurilor materiale de construcții, vorbim de fier, de lemn, în, ultima, în ultimul an. Dar totuși, prețurile apartamentelor nu au scăzut. Depinde și de momentul în care acestea au fost construite și cu ce prețuri. Uh -huh. Ce se cumpără de acum înainte, vom vedea în următoarele luni, în următorul an. Mai există și așa, acea marjă pe care fiecare dezvoltator și o păstrează pentru că nu știe cum vor evolua lucrurile. TVA-ul este un foarte bun exemplu. A fost TVA de 5% pentru 90-95.000 de euro în funcție de cursul valutar de la acea dată, după care a crescut limita la 140 și a coborât la 120. În doi ani am avut trei cote pentru locuințe. Uh, tu ca dezvoltator, uh, ca să operezi uh, schimbări în proiect ai nevoie de o nouă autorizație. Uh -huh. Și implicit implică timp pierdut, birocrație, și mulți nu mai stau să reautorizeze un proiect. Uh -huh. Dacă el, în loc să vândă 10 apartamente pe lună, va vinde 3, va avea un cu totul alt cost. Uh -huh. Și nu este în interesul nimănui ca el să nu-și ducă proiectul la bun sfârșit, pentru că altfel toți vor pierde. Uh -huh. Ai spus mai devreme de uh, TVA. Uh, am avut într-adevăr 3 schimbări de TVA. Uh, cumva, toate măsurile date de stat pentru piața uh, imobiliară, pentru a, a cumpăra apartamente prin prima casă și a avea TVA preferențial, ar fi trebuit să fie măsuri sociale. Ele s-au transformat în anumiți ani în măsuri comerciale pentru piața imobiliară, dacă pot să le denumesc așa, adică au ajutat piața imobiliară. Și anume, puteai să cumperi. Uh, Trei apartamente cu 5%, ceea ce mie personal mi se pare incorrect. Adică, acel TVA trebuie să aibă o, o direcție clară, și anume a ajuta o familie la început de drum să-și cumpere un apartament. E, eh, nu. Încuraja investitorii să cumpere. pachete de apartamente. pachete de apartamente cu 5%, ceea ce tot timpul am spus că eu sunt și evaluator imobiliar și mi s-a părut așa o chestie, ok, de asta cresc prețurile. Există cerere? Exact. artificial. artificial. Exact. Cum ți se pare măsura asta dată de stat? Acum au acum revenit. Acum mai poți, acum nu mai, mai poți. poți au revenit. Un singur apartament da, mai da, da, poți da, 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 cu da, da, da. Unde e bă, bă, nu știu, acest întrerupător care de ce nu reacționează bine bă, instituțiile, guvernul bă, au reacționat, au schimbat. Și până acum de ce nu au reacționat? Că a fost, cred că mai mult de 5 ani, 2000, mai mult, mai mult. Știu că aveam și de la Uniunea Europeană un semnal în care ne-au spus că dacă nu implementăm un TVA pe imobiliare cu o măsură socială, legată de o măsură socială, atunci nu ne încadrăm la nu știu ce. Nu mai mi-aduc exact aminte anul, dar în 2017, spre 1, știam clar că nu poți cumpăra un al doilea apartament cu 5%. 2018 a fost primul an. Până în 2022. Până în 2022. Destul. Destul. Cât să crească piața artificial. Adică artificial prin... Vorba vine artificial. Prin investitori care vin și cumpără pachete, cum ziceai mai devreme. Întrebarea este ce părere ai despre aceste măsuri sunt cumva direcționate? Foarte greu de, de spus. Dacă sunt Sau și avem autorități au care nu știu despre ce e vorba și au lăsat o măsură să, să meargă în piață comercială? Greu de spus. Nu. Chiar greu de spus pentru că nu întotdeauna uh, vedem o logică în spatele acestor măsuri. Așa cum am văzut, doar un an să aibă TVA-ul o limită la 140.000 de euro. De deci ce eu o crești ca să o scazi? Uh -huh. Pare, sincer, pare foarte greu de, de spus, pentru că nu mai vorbim de predictibilitate, iar fix de acest lucru se plâng toți dezvoltatorii. Uh -huh. Uh -huh. Adică nu te poți baza pe astfel de strategie când tu știi că regulile jocului se pot schimba destul de des chiar în timpul jocului. Uh -huh. Și aici vorbim și de o predictibilitate riscantă pentru business, dacă pot să spun așa, și anume în 2022 decembrie, nu știu pe ce dată, pe 20, dacă luam 27 decembrie, am fi zis că avem TVA în 2023 de, sau plafon mai mic și dacă țin eu bine minte, pe 29 decembrie s-a dat hotărâre de guvern cu amânarea, parcă, taxei de plafonului, în primul rând, cu TVA 5%, parcă așa s-a schimbat în 2023. Deci, cumva, investitorii dezvoltatului... Nu a fost în 2020? Nu, nu. În 2022 Atunci când a fost, când, a fost, uh, când uh, fix de Revelion au uh, anunțat amânarea creșterii... Uh, ok, o, creșterii poate, de la nu mai țin minte, exact. 95, uh, de la aproximativ 95.000 de euro la 140.000. Da și fix în de revelion exact, au venit. Da. În fine, în orice an ar fi, că e vorbim exact, de rece. Exact de ce vorbim Așa. de predictibilitate fix. Peste toată lumea vorbea de creșterea limitei la 140.000 exact, și exact. peste noapte de revelion, când nimeni nu se aștepta, Dar... toată lumea făcea altceva, au amânat cu un an creșterea. Noi o vedem ca pe o bâlbă autorităților. Dar, în spate, investitorii, cum ai zis și tu, nu își mai pot face planurile cum trebuie și atunci există un risc ca uh, ei să nu mai investească în România, corect? Investitorul ca investitorul, dar în acel joc uh, clientul uh, risca să pierdă cel mai mult pentru că erau antecontracte semnate uh, și fiecare au semnat pentru acel TVA cu limita la 140 de mm -hmm. mii de euro. Iar în acel contract uh, el se angajează că el plătește un avans... Iar în cazul în care se retrage, avansul rămâne la dezvoltator. Uh -huh, uh -huh. Deci, riscul cel mai ai un risc mare era asumat și de client, nu doar de dezvoltator. Uh -huh. În acest sens, pentru că atunci încă discutam despre antecontracte semnate cu chiar mai bine de un an înainte ca apartamentul să fie gata. Uh -huh, uh -huh. Deci, eu mă uitam la un apartament foarte frumos, cu patru camere, 335.000 de euro, calculam tv ul de 5%. Uh -huh. Plăteam un avans, iar peste noapte guvernul i-a lăsat pe acei oameni cu ochii în soare, și ei, pe 1 ianuarie, nu mai știau dacă au pierdut banii de avans, dacă pot obține finanțare, pentru că, deodată, banca trebuia să acorde finanțare pentru un alt preț, mm -hmm. nu mai știai dacă te încadrezi cu venitul în acel nou preț, cu TVA-ul mm -hmm. de 19%. Se schimbau foarte multe detalii într-un timp extrem de scurt. Și nu erau afectați doar dezvoltatorii, ci și clienții. Uh -huh. Unii au fost înțelegători, alții nu. Ai avut semnale din piață că aceste schimbări, la două zile, în două zile s-a schimbat, dacă nu mă acel, 27-29, s-a schimbat de două ori TVA-ul. TVA nu mai știu dacă plafonul sau TVA-ul sau ce s-a schimbat în 2020. Ai avut semnale de la investitori de genul. Nu mai vrem să investim pentru că această predictivitate nici măcar nu e dată pe un an de zile, nici de azi până mâine nu știm ce facem. Nu, în acel moment nu. Uh -huh. Chiar și acum există astfel de declarații, însă așteptăm să vedem ce se, ce se întâmplă mai departe. Sunt dezvoltatori care spun acest lucru, dar merg mai departe cu investițiile curente. Nu vedem însă din partea lor noi achiziții de terenuri. Mm -hmm. Cel puțin nu, nu publice. De asemenea, așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Este greu de crezut că vom vedea retrageri în masă, având în vedere, cum spuneam și la început, potențialul ridicat al pieței din București și al pieței din, din România. România are o particularitate foarte interesantă în ochii lor. Bucureștiul și centrele regionale au uh, foste platforme industriale în zonele centrale. În vest, uh, tot centrul este ocupat. Nu se mai poate construi sau se poate construi extrem de cum, greu, extrem de costisitor. Uh -huh. În București încă mai ai astfel de terenuri. În Timișoara uh -huh. încă au zim de tranzacții cu platforme industriale. Uh -huh. În zone centrale, în zone foarte accesibile. Iar uh, aceste foste platforme industriale au uh, două elemente extrem de interesante. Uh, unu, Sunt amplasate foarte bine, sunt conectate uh, la transportul în comun, pentru că vechile platforme industriale au da, fost, normal, totul s-a construit în jurul lor, uh -huh. uh, și au uh, canalizare dimensionată corect, apă curentă dimensionată corect, putere uh, instalată corect. Ei nu mai trebuie să investească și în utilități noi sau doar trebuie să investească în o eventuală modernizare a acestora în funcție da. de situație. Dar acestea sunt o mină de aur. Uh -huh. Sunt o mină de aur atât pentru oraș, pentru bugetul orașului, pentru comunitate, uh -huh. cât și pentru dezvoltatori, pentru că acolo ai deodată ocazia să vezi un proiect de reconversie, un proiect de regenerare urbană care uh -huh. să. Um, aducă beneficii, nu mai beneficii pentru toată lumea. Foarte greu mai vezi așa ceva în vest, pe când în România poți să vezi uh -huh. proiecte benefice 100% pentru toți. Uh -huh. Uh -huh. Dacă ne uităm pe harta Bucureștiului, mai sunt câte? Mai sunt. Nu cred că ajungem la 10, ajungem la nu, 10 sau 20. Sunt încă platforme mari cu potențial. Uh -huh. Încă vedem hectare Uh -huh, uh -huh. cu potențial de urbanizare și să nu uităm că acelea sunt multe dintre ele sunt focare de infecții. Nu pot să nu remarc Esplanada pe Bulevardul Unirii sau Casa Radio, unde se dezvoltă sălbatic vegetația și nimeni nu intervine acolo. și Este o zonă cu foarte mare potențial fix în centrul capitalei conectată la trei magistrale de metrou și noi o lăsăm să fie o frumoasă ruină, te glimele spus. Dacă luăm, statistic vorbim, să zicem, sunt, nu știu, 30 de astfel de locuri în București. Jumătate dintre ele poate au probleme din punct de vedere esplanată, de exemplu, de, de la Unirii. Din ce știu, nu are... Mie, Ministerul Justiției, cu Adică, cu greu o să se construiască acolo, decât dacă vine un privat, poate și cumpără, dacă poate cumpăra, că asta e singura soluție. Deci, în București vom avea, le numărăm pe degete, următoarele ansambluri mari în platformele. Deci, cu greu va mai putea schimba prețul în astfel de proiecte. Cu greu se va mai putea schimba prețul din astfel de proiecte. Adică, ce vreau să spun este, crezi că astfel de proiecte vor putea aduce un preț competitiv sau un preț mai mare în București? Greu de spus, pentru că nu știm cine va investi, cum va investi și ce va construi acolo. Uh -huh. astfel, astfel de proiecte, cum am spus și mai devreme, pot îmbunătăți clar calitatea vieții în București, pentru că în loc să mai depozitezi zăpadă murdară contaminată pe esplanada, poți avea un frumos proiect cu spații uh -huh. verzi. Uh -huh. Dar avem exemplu în Floreasca, nu dau nume de proiecte, unde chiar primăria uh, s-a împotrivit construirii, uh, cred că acolo e vorba de rezidențial plus uh, office, deci proiect mixt, uh, și primăria s-a împotrivit pe ideea Că se aglomerează traficul în zonă și că densitatea este foarte mare în zonă. Sunt păreri pro și contra acestei afirmații. Totuși, proiectul în, astăzi s-a făcut și, și nu vedem aglomerare atât de mare. Poate nu vedem aglomerare pentru că a, nu toată lumea mai vine la birou. Suntem după pandemie și munca de acasă domină. Poate. Sunt astfel de afirmații, trebuie susținute de obicei cu cifre și cu studii. Sunt proiecte care schimbă într-adevăr o zonă, trebuie să ne uităm și ce a fost înainte. A fost, Era un teren abandonat cu o clădire în stare de paragină, care cu siguranță nu îmbunătățea calitatea vieții. Uh -huh. Totodată ai un proiect imobiliar pentru care s-au plătit taxe și impozite. Uhum. care a atras noi facilități și care, practic, a crescut prețul întregii zone. Pentru că una e să spui că ai un teren abandonat în zonă, poate prinde în țari. Alta e să spui că sunt, acolo va fi un pol de dezvoltare și implicit și eu pot să am alt preț la apartament atunci când îl vând sau când îl închiriez. Astfel de proiecte aduc servicii în zonă, uh -huh. iar când vorbim de aglomerare, uh, municipalitatea la fel, trebuie să-și facă treaba. Trebuie să construiască parcări, pentru că a încasat bani din în taxe și impozite și încasează an de an. Deci trebuie să deservească cumva acea zonă. Poate trebuie să facă o reorganizare, poate trebuie să construiască uh, parcări publice în, uh, în zona respectivă. Sau, de ce nu, să instituie taxe pentru că tu o aglomerezi dacă permiți mașinilor să intre în acea zonă. Parisul nu mai permite tuturor mașinilor să intre în zona centrală. Londra la fel. Deci o zona se aglomerează dacă tu îi permiți să se aglomereze. De acord. După cum am văzut, parkingul în București s-a rezolvat teoretic prin această taxă de 5 lei. În momentul ăsta e o taxă unică, a fost și mai mult de atât, 10 lei sau cât a fost. Nu mai știu cine și-a asumat exact proiectul acesta de parking, ultimul care a declarat, am văzut viceprimarul Bușduveanu, care și-a asumat proiectul și cumva și-a asumat și reacțiile negative, pentru că cei care stau în zonă să plătească și 100 de lei pe lună, raportat la venituri, pare mult puțin... Și așa mai departe. Deci fără o măsură drastică de genul ăsta, nu se poate rezolva o problemă. Noi avem exemplul în altor orașe. În Oradea nu te poți duce cu mașina și să te aștepți să parchezi gratuit pe orice stradă. Uh -huh. În București te puteai duce în centru și să parchezi gratuit, fără probleme, acolo pe o străduță lăturalnică găseai un loc unde să, să lași mașina. Totuși, într-o capitală europeană cu 2-3 milioane de locuitori, un PIB atât de mare, nu, e, nu era o situație normală. Uh -huh. Am văzut, de adevăr, îi spun, construirea locurilor de parcare a fost o amenajare, au marcat locurile, există da, mai multe da. aplicații cu ajutorul uh -huh. cărora poți să plătești parcarea uh, și implicit ai, ai adus venituri pentru că și primăria pentru ca primăria să facă lucruri, are nevoie de venituri. Aduci venituri uh, și și încurajezi oamenii să-și poate să-și place mașina acasă sau să, și să folosească transportul în comun. Uh -huh. Cu siguranță avem nevoie de uh, noi parcări uh, subterane, însă uh, trebuie să ne gândim foarte bine dacă suntem și dispuși să le plătim. Pentru că parcarea de la universitate este un exemplu, nu este chiar ieftină. Și dacă noi nu suntem dispuși să plătim acel cost, înseamnă că nu este sustenabil proiectul din punct de vedere economic. Chiar am fotografiat în multe cazuri situații în care străduțele care dădeau un accesul în parcarea subterană sau supraterană erau blocate de mașini parcate. Clar nu este un exemplu de proiect sustenabil pentru că cineva nu aplica legea, lăsăm mașinile să fie parcate ilegal acolo, deși era semn de oprire interzisă, iar parcarea respectivă nu se amortiza, nu era viabilă din punct de vedere economic, pentru că nimeni nu se ducea acolo sau se duceau prea puțin. Bogdan, dar pare că ne permitem să plătim parcarea. Adică bucureștinii pare că au la 5 lei în momentul ăsta nu pare că mai există nicio discuție despre plata parcării. Sunt două aspecte aici. Când ne uităm la utilizarea automobilului, avem costul cu combustibilul mm -hmm. și costul parcării pe de altă parte municipalitatea menține un tarif foarte mic când vine vorba de transportul în comun uh -huh. pe de altă parte vedem că transportul în comun tocmai pentru că este ieftin nu vedem investiții prea mari Correct. iar calitatea lui nu este cea mai bună uh -huh. să nu spun altfel nu sunt cele mai curate autobuze aerul condiționat abia anul acesta a apărut în, în noile tramvaie uh -huh. se discută deja de o modernizare a celor vechi Ceea ce mi se pare sincer inacceptabil, pentru că an la rândul ei au spus că nu pot fi modernizate, nu se pot instala aparate de a condiționat pe cele vechi, și se pare că se poate. Acest aspect sincer mi se pare inacceptabil. Dacă yeah. se putea, de ce nu s-au montat? Și de ce abia acum, de ce abia acum am descoperit că avem șine de tramvai uh, pe care nu pot rula noile mijloace de transport în comun. Sunt, vorbim de ani pierduți, din păcate, când vine vorba de transportul în comun și infrastructura din capitală. Mm -hmm. um, există foarte mulți influencer și um, persoane care um, emit păreri în zona de online, uh, care de multe ori bani odepte, bani uh, uh, nu poți trebuie să verifici din mai multe surse acea informație. Uh, ca în orice domeniu, de fapt, nu numai în imobiliare se întâmplă asta. Uh, ce părere ai de uh, piața asta de imobiliare influențată totuși foarte ușor de zona asta de online de influencing? spuneai și tu trebuie să ții informațiile din cât mai multe surse pentru că uh, în multe cazuri, fiecare acoperă un singur unghi. Uh -huh. Înainte să investești, trebuie să analizezi mult mai bine. Dacă investești doar pe baza unei singure păreri, s-ar putea să pierzi. E clar că și în proiectele uh, imobiliare, care sunt controversate dacă citim articolele din presă, dacă citim Facebook-ul, dacă citim toate comentariile oamenilor care, care spun acolo lucruri adevărate sau neadevărate, reușim să ne facem o părere. Cum facem să aflăm de fapt adevărul? Că în presă pare că nu aflăm tot timpul adevărul. Din nou dificil de spus, pentru că um... Atunci când investești, mai ales sume mari de bani, din nou trebuie să te informezi din cât mai multe surse. Presa poate fi o sursă. Uh -huh. Presa poate fi o sursă. Trebuie să analizezi autorizațiile de construire. Trebuie să, și exact, trebuie să te uiți pe aceste documente oficiale, pentru că acestea contează până la urmă. Cine le-a emis? Cum le-a emis? Pentru că când vorbești de milioane de euro, într-adevăr trebuie să se verifici cât mai bine. Nu te poți baza pe o singură sursă. Și presa se bazează pe cel puțin trei. Ca și întrebare de final, având în vedere experiența ta vastă în zona asta, unde va ajunge piața imobiliară? La nivelul la care trebuie să ajungă. La nivelul Poloniei, de exemplu, poate două camere, cred că în momentul ăsta, dacă comparăm direct două camere cu un apartament în Varșovia să zicem, e dublu. În cât timp vom ajunge la acest preț? Poate nu vom ajunge niciodată. Foarte greu de spus, pentru că totul depinde de cerere și ofertă. Uh -huh. Și, spre exemplu, la spațiile industriale, Polonia poate oferi o, ch o chirie mai mică. La depozite, pentru că nu are cu tremure. Uh -huh. Noi, în zona Bucureștiului, suntem o zonă seismică, trebuie realizată o investiție mai mare și, implicit, chirile sunt mai mari în, în centrele logistice. În, chiar discutam cu cineva din Bratislava, povestea cum comparam cu el nivelul zonei, uh -huh. sunt prețurile aproape duble. Cum erau și în București în 2007-2008, înainte să se prăbușească piața. Uh -huh. uh, totuși suntem o piață tânără care învață facem acum primii pași am avut și noi o criză atunci în perioada aceea uh -huh. 2009-2010 uh -huh. și am văzut cât de mult putem pierde și implicit acum suflăm și în iaurt și nu mai suntem la fel de dispuși uh, să plătim în plus pentru că am văzut și cât putem pierde uh -huh. dacă în acea perioadă în 2006-2007-2008 cunoșteam doar creșterea, acum vedem și cum e să, să scadă prețul și implicit. Uh, poate și de aceea suntem mai prudenți și nu ne mai hazardăm să plătim uh, foarte mult. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la normele de siguranță, uh -huh. uh, pentru că atunci când plătești puțin sau poate prea puțin, poate cineva a făcut concesii și când vorbești de o parcare subterană, spre exemplu, trebuie să te uiți să aibă un nivel de siguranță legal. Nu contează bun sau rău, este legal sau ilegal, uh -huh. pentru că există pericol acolo. Uh -huh. Și trebuie să te întrebi dacă un loc de parcare costă prea puțin, în subteran, oare de ce? Uh -huh. De ce nu mai mult? Pentru că nimeni nu vrea să pierdă, toată mai vrea să câștige. Uh -huh. Uh -huh. Și acesta mi se pare un exemplu uh, foarte bun. Dacă ai uși de acces de care trebuie, uși cu protecție la foc, dacă ai un sistem de desfumare, toate acestea costă. Am fost într-o clădire de apartamente din Germania și inclusiv ușa de acces la apartament era una cu protecție la foc. Acea ușa a costat în plus. Cineva a plătit pentru ea, dar acelea erau normele. Și de aceea acel apartament cu două camere costa 400.000 de euro, deși nu era nici într-o zonă centrală, și ci era într-un orășel mai mic. Trebuie să ne uităm foarte bine și ce plătim pentru acei bani, pentru că nu contează întotdeauna doar zona sau doar faianța folosită în bucătărie. Bogdan, mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră și mulțumim Mulțumesc pentru și informațiile împărtășite. A fost o discuție foarte interesantă, am învățat foarte multe, sperăm ca peste 2-3 ani să ne întâlnim în aceeași formulă și să vorbim de proiecte imobiliare și mai mari de atâta și cu o calitate mai bună, poate și cu parcuri și grădinițe în cadrul lor sau lângă ele, făcute de proiecte primărie. care să îmbunătățească calitatea vieții. Exact. A locuitorilor și a zonei. Mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumesc eu. thank you